În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Cu darul și cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar putem simți bucuria sărbătorii și frumusețea acestor sărbători, prin faptul că suntem la finalul săptămânii luminate, când toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt. Și așa cum am întâlnit din nou același tablou care se repetă în postul mare, personalitatea duhovnicească a Maicii Domnului în mijlocul postului prin sărbătoarea Bunei Vestiri, iată-ne și aici în plin praznic luminat cu sărbătoarea Maicii Domnului în mijlocul săptămânii luminate. Și aici se explică sau ne putem noi confirma acel cuvânt frumos care se spune în fiecare seară la utrenie, pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Deci iată de ce Maica Domnului își atribuie acest nume, Maica Luminii, pentru că trăiește intens această lumina învierii. Întâi fiind prima martoră a Îngerului și a răsturnării pietrii și a luminii orbitoare, care vine din cer, lumina Tatălui, apoi se bucură de toată lumina Fiului pe care l-a purtat în pântece și se bucură de lumina Duhului Sfânt, care înseamnă bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Și nu mai mult daruri, bucură-te cea plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine. De ce am amintit acest lucru? Pentru că această sărbătoare a izvorului tămăduirii are și un component istoric. O știți și s-a repetat în ani de zile. Cu Leon cel Înțelept, care pe vremea când îl chema Machelie, a dat de un orb și s-a dus să-i dea să bea, era însetat și a auzit o voce. Vino în cutare loc, era un stufăriș, un tufiș, un fel de lăstăriș, unde găsind un izvor, orbul a băut și a dat pe față și a văzut și în felul acesta, acel izvor miraculos s-a numit izvor al tămăduirii. Dar acest izvor al tămăduirii îl mai găsim reflectat și în ce? Și în viețile sfinți, în viața Maicii Domnului, adică la categoria vieți de sfinți, când un oarecare negustor bogat, dorință să vindece de o boală, a murit pe vas și negustorii care l-au dus până în preajma izvorului, au zis așa, băi, dacă tot l-am adus aici și a fost dorința lui să bea apă din izvor, măcar să-l dăm așa mort cu apă din izvor. Și când au turnat apă pe el, a înviat. Deci, vedeți, asta este puterea Maicii Domnului. Și de ce poate Maica Domnului să facă asemenea lucruri? Pentru că este Maica Celui ce stăpânește viața și moartea și pentru că este Maica Celui ce stăpânește toată creația. Deci ea când a spus fie mie după cuvântul tău și a însușit o parte din puterea cuvântului în mod haric, deci nu în mod firesc. În mod firesc era fiica lui Achim și Ana, deci era limitată, pământeană, muritoare. Dar prin modul haric ea primește nestricăciunea sau are același comportament pe care l-au astăzi Sfintele Moaște, aceeași harismă duhovnicească, deci plină de Duhul Sfânt, poate împlini. Și atunci de aia să și spune la adormire, mutatu-te la viață fiind Maica Vieții, într-o adormire lumea nu ai părăsit. De ce? Fiind pe catafal, făcea minuni. Când a venit celălalt să răstoarne zicriul, i-a tăiat arhanghelul mâinile, când s-a rugat și a plâns și a atins de trupul Maicii Domnului, s-au pus la loc. Deci iată, alt semn, altă vindecare. Și de ce vreau să scot în evidență acest lucru? Ca să înțelegeți că izvorul tămăduirii acesta e o apă obișnuită ca oricare, dar în care Maica Domnului, fie că a băut, fie că a atins, fie că a călcat, fie că a binecuvântat, și noi unde mai știm un asemenea izvor? În Sfântul Munte Athos al Atonului, unde Sfântul Atanasie cel Mare, la anul 900, când a făcut mănăstirea, s-a trezit la un moment dat că n-are apă. Deci acolo și Egeea și Mediterana sunt sărate. Și atunci a spus că lucrurile, mergeți cu Dumnezeu unde îți putea și descurcați-vă cum veți putea, nu putem sta aici să perim, mai ales de sete, că de foame nu se punea problema. Cum pe Smet îl mai găseau, că l-aduceau din Tesalonic sau pe unde mai mergeau ei. Și atunci cum a vrut Sfântul Atanasie să părăsească Sfântul Munte, noaptea mergând pe drum, a ieșit în față o femeie. Și a zis, unde te duci, părinte? Dar tu ce cauți spurcăciune în locurile astea unei grădina Maicii Domnului și nu calcă picior de femeie? Ai grijă ce vorbești.
ia acest toiac și lovește stânga. Cum adică? Cum a făcut și Moise! Și în clipa când a dat cu toiagul în stâncă, a ieșit un izvor cât o gură de găleată, pe care l-am și văzut, am și băut, l-am vizitat. Și de acolo, în mijlocul unui munte de apă sărată, între mări sărate, este un izvor de apă dulce. Cum se explică lucrul acesta? V-ați pus vreodată întrebarea decât mâna lui Dumnezeu? Și nici nu se numește izvorul Sfântului Atanasie, ci se spune așa, la aghiazmă. Deci apa aceea, oricât o ții, ea e veșnic sfințită, deci cum este aghiazma? Poți să o iei în sticlă fără să-i faci slujba aghiazmei, că nu se strică niciodată. De ce? Este răsărită din toiagul Maicii Domnului. Iată altul izvor binefăcător, este captată toată pe conducte, pe coloane și alimentează tot Sfântul Munte. Dacă cineva îndrăznește să tai o țeavă din aia care se târăște ca șarpele pe pământ, plătește și cu viața, pentru că acolo, dacă ai întrerupt apa, 6, 7, 8 luni, 9 luni nu plouă deloc. Și atunci călugării nu consumă apă decât din acele surse mici și mai este una tot pe unde a trecut Maica Domnului, deci se cheamă Crioneros sau izvorul de apă rece, sub poala muntelui Atonda, pe partea opusă la Capso Calivia, când Maica Domnului se suia și se atingea de malul Sfântului Munte, de țărmul Sfântului Munte, i s-a făcut sete. Pentru că vrea să ajungă unde? În locul, este o stâncă mare păstrată până astăzi, unde se aduceau jerfe zeului din Sfânt, zeului Apollo din Sfântul, din vârful muntelui Atonului. Și în momentul în care Maica Domnului a călcat pe țărm, s-a întâmplat prima minune. S-au crăpat idolii în casele oamenilor. Că Sfântul Munte, în aripa lui, într-o latură, era locuit și de oameni. Și atunci, după ce a hotărât Maica Domnului ca acela să fie muntele ei și grădina ei, oamenii s-au retras până la peninsulă, s-a făcut o graniță care a mai fost călcată o singură dată în vremea războaielor cu turcii. Veneau femeile și copiii și se grămădeau pe coada muntelui, că turcii se temeau de Maica Domnului. Au și ei acest respect față de Fecioara Maria, pe care nu o venerează, dar o respectă. Deci îi țin un oarecare, îi știu de frică, ca să spun așa, bucură-te, izgonitoarea dracilor, așa se spune și în acatism. Și atunci, în momentul în care Maica Domnului a ajuns și a lovit cu toiagul, a ieșit un alt izvor pe partea opusă muntelui. Și de acolo se alimentează mănăstirile care sunt pe malul celălalt al Sfântului Munte, iar de la Sfântul Atanasie, toate până la Dafni, care sunt pe partea opusă. Deci, muntele este așa și aici avem un izvor și aici un izvor. De ce vă spun lucrul acesta? Pe oriunde vă duceți, de exemplu, astăzi este mare sărbătoare și la izvorul de la mănăstirea Horeicioara, unde se face procesiunea cu icoana. Deci sunt multe locuri în țară dăruite Maicii Domnului și acestor ape binefăcătoare, ocrotite sub puterea Maicii Domnului și de aceea poate ați văzut și pe la unele mănăstiri ideea de a fi în ogradă o fântână sau așa un baptisperium, unde să fie icoana Maicii Domnului și apă în simbol de tămăduire. Acum acest izvor lucrează după credința fiecăruia. Dacă ești bădăran și nesimțit, poți să bei apă din Dunăre, că tot n-ai să te faci niciodată sănătos. Dar dacă bei cu credință sau te speli, am cunoscut o situație similară chiar în Moldova, o creștină s-a dus la peștera Sfintei Teodora și acolo e o scobitură în stâncă unde curgea ploaie și se făcea apă pentru sfânta când stătea în pustie. Și i-a spus cineva că dacă bea să vindecă de cancer. Și într-adevăr, bând de acolo era bâhnită, cu mătreață, cu mătasă, cum stătea ea vara. Și cineva a zis, cum da, bei din infecția aia, nu contează, zice, de la sfânta. Și când a băut, deci s-a dus și a făcut analizele, nu mai erau asemenea ca înainte de a bea din apa respectivă. Deci harul lucrează și credința din om. Deci nu este vorba de un miracol aparte făcut în vreun număr de scamatorii, ci Duhul Sfânt suflă unde voiește. Unde nu te aștept să biruiește rânduiala firii. La fel și cu femeile însărcinate, la fel steri pe care nu zămislesc, la fel și cu familiile care nu au prunci, indiferent de motiv că e soția sau bărbatul, și nu în cele din urmă, izvor de tămăduire Maica Domnului, pe ce criteriu? Nu neapărat că bei din apă. Izvor de tămăduire pentru că este mântuitoarea și izbăvitoarea neamului omenesc. Dacă nu l-ar fi purtat pe Hristos în pântece, nu ne-am fi tămăduit niciodată de boala sufletului, moartea adamică,
de nu l-ar fi purtat pe Hristos în pântece, n-am fi văzut vreodată fața lui Hristos. De nu l-ar fi purtat pe Hristos în pântece, n-am fi avut sufletul scăpat de moartea cea veșnică. Dacă nu l-ar fi purtat în pântece, n-am fi avut comuniune cu Raiul și nu s-ar fi deschis porțile Raiului. De aceea îi spune, bucură-te, porumbiță sfântă, spic nearat și Rai cuvântător, Ioan Damaschinu. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că porțile Raiului încep din pântecele Maicii Domnului. Ea sfințește firea omenească și o aduce la starea de îndumnezeire. Deci Mântuitorul sfințește firea umană și o ridică la starea din tâi, ceea ce înseamnă, când spun starea din tâi, omul adamic făcut în Rai, este Hristos, acel de pe urmă, cu Duh Dătător de viață, iar Maica Domnului ne îndumnezeiește prin ce? Prin puterile primite de la Fiul ei. Mult pot rugăciunile Maicii la îmblânzirea Stăpânului. Poate ați mai aștepta și altfel de istorioare, poate ați aștepta și altfel de cuvinte înalte. Eu consider că la adresa Maicii Domnului nu se vorbește, ci se citește. Vă recomand ca lectură pentru acasă minunile Maicii Domnului, cele mai frumoase minuni și vreo 60-70. Vă recomand, în primul rând, prietenia cu Maica Domnului, pentru că femeile sunt singurele care pot fi protejate de tot veacul mizerabil pe care îl traversăm. Nu are importanță, dracu, bate război de la ministru și până la ultimul muritor de rând și ucide sufletul. Și, în primul rând, vă asemănați cu Maica Domnului în trei ipostasuri. Când nașteți prunci, că aveți titlu de mamă, când trăiți în feciorie și în curăție monahiile, că atunci sunt ca Maica Domnului, deci când stătea în templul lui Solomon, și atunci când aveți credința ei că vă puteți mântui fiii. Când fericita Monica s-a dus pentru fiul ei, Augustin, la Sfântul Ambrozie al Mediolanului și a spus, omul acesta s-a rătăcit, umblă în apă, dar n-are nicio direcție. Fericitul Ambrozie al Mediolanului a spus așa, mamă, să nu uiți un lucru. Mama care plânge, Dumnezeu nu-i trece copilul cu vederea. Așa că atunci când aveți probleme, puneți mâna pe Psaltire și pe Paraclisul Maicii Domnului, că ea rezolvă orice problemă, mare sau mică, că e de ordin sufletesc, că e de ordin trupesc, că e de ordin duhovnicesc, că e de ordin material, că e de ordin economic. Ea nu-i bancheră, nu deține conturi. Dar dacă faci Paraclisul, e grabnic ajutătoare. Scoate conjunctura pentru un om să rezolve o problemă. Ea nu are stocuri de avere ca să le împartă cuiva, darurile ei sunt duhovnicești. Dar odată te luminează și găsești un serviciu bun, odată te luminează și dai de un doctor bun, odată te luminează și dai de un prieten bun, de o prietenă bună, de un tovarăș bun, de un sfătuitor bun, de tot ce vrei. Și atunci Maica Domnului nu te lasă niciodată. Când dai ispite și te chinuie dracul și nu te rogi la Maica Domnului, ești de plină mâna Lui. Pentru că nu-i cere ajutorul. Și atunci tu aluneci ușor, 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 ca piatra în apă când o dai din deal în vale. Dar în momentul în care te-ai rugat cu credință, și Maica Domnului nu iubește trei lucruri. Sclifoseala, deci nu-i place lucrul acesta. Maica Domnului a stat în fața lui Hristos cu toată demnitatea. Nu-i înșelare ca Evi oarecând. Nu știu de nuntă, nu știu de dulceață. Să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. N-asta să facă talente de alea. Știți cum facem noi când o facem pe mironosițele. De ce spun lucrul acesta? Atât Iisus Hristos, Împăratul cel veșnic, atât Maica Domnului, sunt de o seriozitate înfiorătoare. Și de ce spun o seriozitate înfiorătoare? Să spune despre un preot că și-a dorit toată viața lui să o vadă pe Maica Domnului. Și Maica Domnului s-a arătat în vis și a spus așa, o să mă arăt ție în timpul Sfintei Liturghii, dar zice, s-ar putea să orbești, închidi un ochi și privește-mă numai cu unul. Și într-adevăr a orbit. După o vreme oarecare s-a gândit preotul, da, și tot îmi trebuie ochii ăștia, ce să vă spun căciuni cu ei? Maica Domnului, aș vrea să te mai văd odată, să mă iau de o grijă. Și i s-a arătat Maica Domnului și a spus, dar vei orbi de tot. N-are importanță să te mai văd odată. Și când i s-a arătat Maica Domnului a doua oară, a zis, Maica Domnului, de acum poți să-mi iei vederea, nu de-amu, ți-o dau că știi să mă înțelegi și să mă cauți. Așa că atunci când sunteți chiori cu sufletul, căutați la Maica Domnului ca să se deschidă ochii inimii și a minții și a sufletului, să fim fii al lui Dumnezeu după dar, în vecii vecilor. Amin!